La noapte, în nordul, centrul și nord-estul teritoriului, în condiții de cer mai mult senin, vremea va fi rece pentru această dată, iar în zonele joase izolat se va forma ceață. În restul teritoriului, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale, cerul va prezenta înorări temporare și mai ales în a doua parte a nopții va ploua slab, local în Dobrogea și cu totul izolat în Muntenia și Oltenia. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Se va produce brumă pe arii restrânse în estul Transilvaniei și în nordul și centrul Moldovei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, mai scăzute în depresiuni spre minus 3 grade, dar și mai ridicate pe litoral până la 14 grade. În capitală cerul va fi temporar noros, iar spre sfârșitul nopții vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 7-9 grade. Mâine, în jumătatea de sud-est a țării, valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 10-15 litri pe metru pătrat, iar spre seară, cel mai probabil în Dobrogea și sud-estul Munteniei, izolat, se vor totaliza peste 25 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare și numai izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, pe litoral și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul teritoriului. Dimineața, izolat, va fi ceață. În capitală, vremea va fi în general închisă și temporar va ploua, iar cantitățile de apă estimate vor fi în jur de 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa sub media multianuală, respectiv o valoare de 17-18 grade. La munte cerul va avea înorări și va ploua în Carpații oriental și meridionali și pe spații mici în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste. La mare, vremea va fi în general închisă și se va încălzi ușor. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 10-15 litri pe metru pătrat, iar spre seară și noaptea izolat se vor totaliza peste 30-35 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, în special ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 20 de grade, iar minimele între 15 și 16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 16 și 20 de grade.